Cum ne-ai găsit? Păi, o probam pe aici și am, după aia am văzut întrecerea afișul și da. Era foarte interesat. A, ne-a făcut de stradă, direct. Da, fac sală și chiar foarte interesat ce faci. Da. Dar hai că să explic un pic ce facem aici. Noi suntem un sistem de fitness adus din Germania și facem electrostimulare clasică. Dar eu zic, ce mai bine ar fi dacă chiar te interesează ce facem? O facem un antrenament de pomă. Da. Avem și produse, proteine, condense toate. Da, văd că aveți eu. Da? Și facem un antrenament de pomă, îți dam un costum din ăsta care se îmbracă. Acolo avem un vestiar, te schimb. Eu te aștept și facem un antrenament. Da. Interesant? Da. Da? Hai că îți dau un costum. O să-mi spui și posibilitatea de a-l cumpăra. Mai este. Se face un antrenament la început până la sfârșit. Clientul iese să se schimbă, îl așteptăm. În timpul ăsta îi pregătim mai bine de electros. La fâșier are probabil un S, era mai scurt. Așa. Vestea ar trebui să fie de bărbați. Înțeles. Ce pregătesc? Brațe și picioare, nu te strâng timp. Ce? Gata, da. Na, hai să începem. Acum ți-ai explicat, avem niște electros, o vestă cu electros și pentru picioare, coapse și în bandolul cu electros. Acum să vedem ce mărime ai. Te rog, stai aici, să vă vedem. Așa, uitați aici. Și oare toate acolo. M. Și acum, pardon. Da, un S. Electrozile o dăm cu apă, că așa fac contact cu pielea, să transpundă plastic de impuls. Electrozile o dăm până rămâne un film de apă pe ele, așa, să fie chiar bine ude, nu chiar pleașcă, dar totuși până rămâne un film de apă. Pentru echipament, ca să meargă cel mai repede, pornim cu primul. Este asta pentru fesier. O punem un pic mai jos de fund, pe poziția asta, așa. Ca să vină electroda pe fund și un pic pe picior. Așa chiar unde este spaltul, între picior și fund. Așa. Acum îi dăm vesta. Primul cerier îmbracă vesta. Eu îi pun deja electrozii la picioare. Electrozii îi pun din spate mereu. Primul este mijlocul ce tragem, aia jos și
sus de tot. Avem 4 puncte. 1, 2, 3, 4 sau 1, 2, 3, 4. Mijlocul e important? Mijlocul sus și jos. Acum izometric, tras. Mai tragem un pic. E mai strâns. Așa. Este foarte important electrozii să facă bine contact cu pielea. Și să le apasă cu pielea. Așa. Te simți bine? Da. Primești aer? Da. Aici intrăm cu degetul. Așa. Și punem asta peste. Așa. Ok. Cablurile cum se conectează. Roșu pe partea dreaptă de la client. Negru pe partea stângă de la client. La picioare la fel. Pui roșu pe dreapta. Negru pe stângă. La fel și el. Asta în jos. Punem roșu aici, dreapta. Negru aici pe stânga. Și asta acum o tragem în sus ca să nu ajungem în sus până se vede electrodul aici. Ok. Și acum începem cu conectarea la aici înăuntru. Așa. Acum vă arăt cum se aprinde aparatul. Aparatul are un buton aici în spate. Și aici se aprinde aparatul. Așa. Aparatul are mai multe programe. Noi începem antrenamentul de bază, standard, e programul 8. Apesăm o dată aici să pornească programul. Apesăm încă o dată, dăm drumul la nivel, pe 65, dăm drumul peste tot, numai un pic, 1% peste tot, așa. Și acum avem două intervale. Intervalul de impuls, unde avem toate musculaturile 8 activate, iar... Ok. Asta e programul. Acum explicăm lui client poziția de bază. Poziția de bază, mâinile în sus, cu picioarele ca umerile, așa, spatele drept, pieptul afară, mâinile în față și un pic aplecat, așa. Exact. Acum tot corpul tău e încordat. Simți, da? Foarte bine. Stăm drept. El are o poziție foarte, foarte bună. Se vede că e și sportiv. Ok. Acum începem cu antrenamentul. Încep din stânga. Pornesc cu primul buton de picioare. Și învârt aici până el îmi spune că simte stop. Ok. Acum e pauză. Aștept. Când vine iară impulsul. Simt furnicături. Simți furnicături? Ok. Da. Dăm mai tare. Simți? Mai merge. Ok. Dar o pauză. Hai că acum mai dăm peste tot un pic până simte. Stop. Și la fund simt. Ok. Stop. Așteptăm până vine impulsul. Acum, la spate de jos, simți? Da. Ok, simte. Pauză. Spatele de sus. Acum începe impulsul. Merge nivelul. Simți? Da. Ok, foarte bine. Lateralele, stânga, dreapta. Pornim. Le simți? Stop. Iar abdomenul, acum ne spui când simți la abdomen. Simți? Da. Mai ușor puțin. Mai ușor puțin? Foarte bine. Stai drept. Frumos, așa. Mâinile sus. În față. Corect. Perfect. Ok. Neptul ușor la piept. Ușor, ok. Ok. Când ajungem aici, iară, începe programul în poziție. Stai încordat? Da. Încordat? Acum dați impulsul relax, stăm relax. Mai face două ori, singur, perfect. Ok, și acum începem cu antrenamentul. Mergi în poziție de bază, dau peste tot mai tare, tu îmi spui stop. Încep cu picioarele. Stop. Ok, fundul. Stop. Ok. Hai să-ți arăt și ție. Acum la spate, dăm mai tare, tu îmi spui stop. Ok. Spatele de sus. Stop. Ok, lateralele. Stop. Ok. La burtă. La abdomen. Nu mai, e destul de tare. Ok, la piept. Acum vine impulsul, pregătește-te. Stop. E destul? Ok, la brațe mai vrei? Cu două nivele, mă. Spui stop, da? Da. Dă-ți mai ușor la brațe. Gata. E bine. E bine. Ok, acum începem cu primul exercițiu. Mâinile în față, stau pregătit, acum vine impulsul și jos, pandă. Și mă plec, relaxa. Așa, relax.
mergem jos, plozim, fac scumă, să nu se deschide, ne verific vreodată. Așa. Simți bine tot corpul? Da. În față și jos, jos, jos. Stăm drept. Și nu te păși cu genunchiul degete, un pic mai în spate, da? Până aici mergem cu genunchiul, fundul mai spre afară. Așa. Exact, foarte bine. Ok, când mergi jos, concentrează, ține mâinile sus. Așa. Stai drept. Pieptul afară. Perfect. Hai, ne facem două, merge? Da. Și, hai. Ok. Facem încă una, ultima. Ok, acum rămâi în poziția asta, două impulze. Mâinile sus, așa, în drept. Perfect, foarte bine. Ok, încă un impuls. Hai un pic la mine, Bianca. Acum el se obișnuiește cu antrenamentul, îi mai dăm un pic nivelul total în sus, 1%. Ok, de două ori poziția de bază, iară. Stai în poziția de bază. Relax. Aici. Uite aici. Te pregătim. În poziția de bază. Ok, relax. Când ajungem aici, la omulețul ăsta, poziția de bază. Acum în poziția de bază. Când ajungem aici, mergi în poziția de bază. Stai încordat. Perfect, relax. Ok, ok, următorul exercițiu. Stăm în poziția de bază, până gata impulsul. Dar mergem cu piciorul în față. Și când vine impulsul, mergem în jos și tragem și biceps. Facem fantă cu biceps. Ok, să nu depășești cu genunchiul peste aici, da? Foarte bine, mâine un pic mai sus. Tragem și așa. Ok, și stai drept. Foarte bine. Hai, încă două. Tragi, 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 tragi. Ok, ultima. Și tragi. Ține, 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 ține. Ok, revenim. Acum mergem jos când e impulsul și rămânem două impulse jos. Ok, rămâi două impulse jos în poziție. Încă unul, ultimul impuls. Ok, gata, mă schimbăm piciorul. Dacă capul stă în drum, în loc, și punem aici. Ok, acum știi cum merge, nu? Exercițiul. Faci încă trei. Aceeași lucru. Ok, foarte bine. Îți dă muzica un pic mai tare? Da. Hai, și tragi, tragi tare. Avem două, nu? Da. Ok. Ok, încearcă să stai tot să te miști în poziție. Ok, relax. Acum stai două impulze în poziție, da? Ok, poziție de bază. De două ori. Ok, încă o dată poziție de bază. Foarte bine. Și acum începe cu pieptul. Mâine aici în spate și când impulsul un pic în sus. Și, hai, 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 tare, 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 foarte bine. Stai pe, perfect. Ok, când impulsul încep, mișcare încetă, lentă, în sus. Foarte bine, așa. Ok, împinge, împinge, foarte bine, așa. Încă două. De jos de tot, până sus, sus, sus de tot. Hai, și. Ok, încă una, ultima. Te simți bine? Da. Ok, și încă, hai. Ține, 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 ține. Relax. Ok, stăm relax. Ne facem de două poziții de bază, da? Poziții de bază. Încă o dată. Relax. Poziții de bază, când ajungem aici. Ok, te-ai prins cum merge cu da. Da? Ok. Relax. Iar poziția de bază. Ok. Următorul exercițiu.